A muncit mai toată viața în pedagogie, iar acum are timp pentru vechea pasiune, broderia. Vorbim despre Maria Grosu din satul Chișcăreni, care face tradiționalele haine românești, iele, fețele de masă sau tablouri. E o muncă migăloasă, spune femeia, dar aprecierile oamenilor sunt nemaipomenit de scumpe. Uneori lucrez noaptea și uit și oră. Când uneori rung ochii și mă uit la oră, e ora 3, ora 2, e ca la ora, la ora 5, gata, eu m-am trezit, iar din nou lucru până să vede afară. Maria Grosu spune că astfel încearcă să câștige un ban. Cheltuielile sunt mari, iar pentru a face o lucrare se cere 2 sau chiar 3 luni. De pildă, dacă eu vând oii, banii ăștia eu nu-i folosesc pentru lucrările mele, dar le folosesc pentru materiale. Ață, material, aci, croșeturi, ea ca pentru este ea. Dar când mă scăpă, pe ultima copiii da. Nu este destul pensie. Am noroc de copii, că mă ajut copiii. Dar pensia asta mi-ajunge numai pentru medicamente și serviciile comunale care le plătesc. Atât. Rudele femeii sunt plecate din sat. A rămas singură în permanentă așteptare. Totul plecat. Care și în Chișinău, și în Mungheni, și în Durlești, și în Ocnița, dar eu am rămas în sat. Și când vin, vin toți la mine. Și când ne întâlnim, nu în cap, în casă. În cei peste 25 de ani de când face broderii, femeia a reușit să creeze peste 100 de ii. Unele au ajuns să fie purtate în Italia, Spania, Canada, Germania, Statele Unite, Franța sau Marea Britanie.